Știți că a fost dezastru la simulare, cel puțin la matematică. Și pentru că nu am găsit oameni în guvern capabili să ne explice cum stau lucrurile, l-am trimis pe Răzvan Anghelescu să găsească un specialist. Un om care să ne poată spune ce e de făcut. Deci ce ne facem cu matematica asta, că așa nu se mai poate? Vax populi. Nu știu, la matematică ce faci? La matematică e cu ăla, dar... Ce e? Că asta văd. Cu ce se ocupă matematica? Deci cu ce să se mai ocupe matematica asta? Ce le mai învață de-alea, nu mă încurcă el. Pentru că calculatoare, telefoane mobile... 4-9. 4-9. 4-5. Ce de? 53. Deci... 9-2. Hai, lasă-mă dracu, dacă mai e pe mine acum, cu da, stai. 9-2, cea mai simplă. Păi tu, ce dracu sunt acum, sunt la ce? 7-3. 21. Vedeți că știți? 7-3 pâine. 6-6. Hai, lasă-l dracu, că stă că... 4-6. Mai aveți timp să citiți? Eu citesc, dar... duminica. Duminica citesc ziarul... Presa, zis normal. Cum să zic eu de matematică? Cum părțiri, cum mulțiri? E un profesor, zicea că a făcut el acolo. Matematică. Judo și... Mihai Minescu în ce prezență, muzica, ce a compus el, ce a făcut? Păi și diferența înainte când era geometria și mi-a arătat ăștia pe sus avioane și elicoptere. Știți cum arată un rom, să zicem? Poftim? Un rom. Rom? De câte laturile? Pe asta vă întreb. Nu e din 6? Depinde. Depinde cum îl faci. Matematica v-a plăcut vreodată? Vreți să mergi până la mine acasă să fac eu acum? Ce am eu acasă, diplome și ale? Ce am 43 de ani, 44, vrei să... Deci v-a plăcut sau nu matematica? Ba da. Ce se ocupă matematica? Care matematică? Aritmetica e, să zici. Ce latură are? Păi cum are, mă? Triunghiul isoscel, pe are 3, ăla are 4. Care are 4? Care triunghi are 4? Dacă spuneți un triunghi cu 4 laturi, chiar noastră vă precepeți, dintre toți cu care am vorbit. Pară cum naiba îi zice, pară. Nu știu, la matematică ce faci? La matematică e cu ăla, dar... Ce e? Că asta văd. Cu ce se ocupă matematica? Deci cu ce să se mai ocupe matematica asta? Ce le mai învață de-alea, nu mă încurcă el. Pentru că calculatoare, telefoane mobile... 4-9. 4-9. 4-5. Eu citesc, dar... duminica. Duminica citesc ziarul... Presa, zis normal. Cum să zic eu de matematică? Cum părțiri, cum mulțiri? E un profesor, zicea că a făcut el acolo. Matematică. Judo și... Mihai Minescu în ce prezență, muzica, ce a compus el, ce a făcut? Păi și diferența înainte când era geometric, ce de... 53. Deci... 9-2. Hai, lasă-mă dracu, dacă mai e pe mine acum, cu da, stai. 9-2, cea mai simplă. Păi tu, ce dracu sunt acum, sunt la ce? 7-3. 21. Vedeți că știți? 7-3 pâine. 6-6. Hai, lasă-l dracu, că stă că... 4-6. Mai aveți timp să citiți? Ia. Și mi-a arătat ăștia pe sus avioane și elicoptere. Cum arată un rom, să zicem? Poftim? Un rom. Rom? Din câte laturile? Pe asta vă întreb. Nu e din 6? Depinde. Depinde cum îl faci. Matematica v-a plăcut vreodată? Vreți să mergi până la mine acasă să fac eu acum? Ce am eu acasă, diplome și ale? Ce am 43 de ani, 4. Știți că a fost dezastru la simulare, cel puțin la matematică. Și pentru că nu am găsit oameni în guvern capabili să ne explice cum stau lucrurile, l-am trimis pe Răzvan Anghelescu să găsească un specialist. Un om care să ne poată spune ce e de făcut. Deci ce ne facem cu matematica asta, că așa nu se mai poate? Vax populi.